avem tactică comune de tratament, ne sfătuim, fiindcă pacienții nu sunt chiar, știți, așa standard ca după literatură. Pacientul este pacient. Ne sfătuim, ne discutăm cu colegii noștri și facem un lucru frumos. Eu vă mulțumesc mult și încă o dată vreau să vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi, pentru lotul impresionat care a venit din partea României și ceea de ce avem cu adevărat nevoie astăzi și de această colaborare și de această susținere. Sunt timpuri grele. În timpuri grele vedem cât de util putem și cât de bun putem să fim unii cu alții în sensul ăsta. Vreau să cred că și pentru dumneavoastră este o experiență și orice colaborare care poate fi pe viitor este doar de salutat în această privință. Dacă putem noi cu ceva să fim de folos, să ajutăm, ne spuneți, nu știu, suntem deschiși. Doamna viceprimar, loc social și doamna secretar direcției, sănătate și asistență socială. Colaborarea este foarte bună, ne-am împrietenit foarte ușor și cu colegii de pe secții și cu colegii cu care locuim în clădirea și ne simțim foarte bine. Colegii noștri din Republica Moldova sunt echipați la fel ca noi, la fel au grijă, la fel respectă protocoalele, deci totul e cum trebuie să fie. Așteptăm de la domnul director scrisoarea de intenție, o să o transmitem mai departe conducerii Spitalului Județean din Arad și urmează să începem colaborarea. O să vă spunem mai multe după ce începe colaborarea propriu-zisă. Okay.